Bună seara, stimați telespectatori, cu mult drag am venit astăzi la Panciu, într-un oraș tare frumos, din ce în ce mai frumos. Și așa cum v-am promis, în fiecare lună vom fi prezenți aici, la primăria municipiului Panciu, unde o să stăm de vorbă cu domnul Iulian Nica, primarul acestui frumos oraș. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine ați revenit la noi! Mă bucur foarte mult că ne reîntâlnim. Și dacă în emisiunea anterioară am discutat în general despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Panciu și ce proiecte de viitor vom avea, vreau ca în această seară să discutăm împreună despre un capitol foarte important pe care ne-am axat foarte mult în ultima perioadă și anume despre sănătate. La Panciu, sănătatea e reprezentată, după cum bine știți, de Spitalul Rășenesc Panciu și mă bucur foarte mult că alături de mine este și managerul Spitalului Rășenesc Panciu, domnul Silviu Tacu, cu care împreună vom discuta despre tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile în acest spital orășenesc, care de la lună la lună, de la an la an, înflorește și, bineînțeles, au rezultate foarte bune. Eu mă bucur mult și, repet, de câte ori am venit aici, am venit cu drag, pentru că totdeauna mi-ați dat vești bune și am arătat telespectatorilor că tot ce se spune este real. Vă rog să ne vorbiți despre investițiile de ultima lună. Am cam spus că venim în fiecare lună și dumneavoastră ne dați raportul, da? Da. Am avut câteva proiecte pe care le-am realizat la Spitalul Rășinesc Panciu, nu neapărat în ultima lună, ci în ultima perioadă. Țin să reamintesc tuturor telespectatorilor că Spitalul Rășinesc Panciu a fost modernizat și reabilitat în perioada anilor 2014-2015, perioada în care au fost achiziționate și foarte multe echipamente de specialitate, care în momentul de față funcționează și care sprijină cadrele medicale în oferirea de servicii medicale de calitate. Aceste două proiecte au fost finanțate prin programul operațional regional. Este vorba despre modernizarea ambulatorului Spitalului Rășenesc Panciu și dotarea cu echipamente de specialitate, iar cel de-al doilea obiectiv de investiții a fost cel cu privire la extinderea ambulatorului de specialitate cu un compartiment computer tomograf și dotarea acestuia. Pe lângă aceste două proiecte, am avut separat un proiect care a fost finanțat prin programul guvernamental, prin Ministerul Sănătății și a constat în achiziția de echipamente medicale pentru secția de radiologie, unde s-a achiziționat un aparat radiologic nou de ultimă generație cu radioscopie automată și, bineînțeles, dotarea compartimentului de chirurgie și compartimentului de sterilizare. Toate aceste echipamente, vreau să vă spun că au fost puse în funcțiune, iar în momentul de față ele reușesc să sprijine și să ajute tot ceea ce înseamnă cadrul medical în determinarea actului medical și a stopării transferului de pacienți de la Spitalul Rășinesc Panciu către alte spitale. Deci să înțeleg că aveți aparatură care poate să deservească toată zona asta. Toată zona. Toată. El este mai mult, e Spitalul Rășinesc Panciu, dar care
toată lumea îl cunoaște ca un spital zonal și care deservește toate localitățile din Valea Șușiței, undeva la aproximativ 60.000 de cetățeni, și ne bucurăm foarte mult că în momentul de față avem un om destoinic la conducerea Spitalului Rășinesc Panciu, care a reușit în ultima perioadă să pună pe picioare mai multe secții din cadrul Spitalului Rășinesc Panciu. Chiar împreună am reușit să acredităm una din principalele sau una din cele mai importante secții, și anume secția de gastroenterologie. Pe care noi am prezentat-o la sfârșitul anului anterior. Ea a obținut și avizele necesare de funcționare și acum ea funcționează ca un compartiment distinct, inclusiv cu paturi, un număr cinci de paturi. Cinci paturi. O să-l rog pe domnul director să ne prezinte un pic echipa de medici de la Spitalul Rășinesc Panciu și, bineînțeles, să ne prezinte și medicii, cadrele medicale noi, care au venit în ultima perioadă la noi în oraș și lucrează în spitalul nostru, în Spitalul Rășinesc, și despre proiectele de viitor. Domnule director, pentru aceste investigații despre care a vorbit domnul primar, cât trebuie să plătească o persoană care vine cu trimitere de la medicul de familie de la Focșani, de exemplu? Nu se plătește nimic. Serviciile sunt decontate de către Casa de Asigurări Sociale de Sănătate. Speța care a prezentat-o domnul Argent pentru computer tomograf sunt anumite, se face pe bază de programare, pentru că banii care sunt de la casă nu sunt chiar suficienți pentru serviciile pe care noi le putem oferi. Dar acei bani ne ajută pacienții care se prezintă să nu plătească niciun ban. Bineînțeles, persoanele, pacienții respectivi la noi, marea majoritate sunt trimiși pe parte oncologică. Oncologică? Da. De către doamna doctor Groza, nu, și nu numai din Focșani, pentru că ei au cea mai mare nevoie de investigațiile respective, dar se fac și pe parte de sinuzite, gen CT-ul la craniu. Aveți medic de specialitate? Avem medic de specialitate pe domnul doctor Barbu Viorel, care și cu ajutorul aparatului, fiind un aparat foarte bun, ce oferă foarte multe slice-uri pe minut, poate să dea randamentul scontat, da. Da, asta este foarte important și ați dat o informație foarte bună telespectatorilor în tot județul, că oricine poate să vină la spitalul de... Bineînțeles, pe baza unei trimiteri. Un trimite de la medicul de specialitate pentru aceste investigații radiologice, de înaltă rezonanță magnetică. Așa, și bineînțeles să sune dinainte pentru programare. Pentru programare. Domnule primar, dar se pare că ați plătit mulți bani pentru aparatul ăsta. Deci, că e un aparat performant de adevărat. În cadrul proiectului european pe care l-am implementat, bineînțeles, finanțarea a fost pe măsură și ne-a permis să achiziționăm un aparat CT performant, care a costat undeva aproximativ 506.000 de euro. Un milion de euro? Aproape, 3.300.000 de euro, cam așa. Este un aparat computer tomograf care la acea vreme, acum 2 ani de zile, nu se afla decât la o clinică privată din București și la Spitalul Rășinesc Panciu. Cred și mă bucur foarte mult ca acest tip de aparat să fie prezent acum și în alte instituții medicale. Și, bineînțeles, rezultatele scontate pe măsură. Eu mulțumesc domnului doctor Barbu că acum
5-6 ani de zile, când am început discuția despre această investiție la Spitalul Orășenesc Panciu. Dumnealui a început deja să se pregătească, să participe la parte de școlarizare, la cursuri și la instruiri pe parte de computer tomograf, pentru că el este un mediu vechi în cadrul Spitalului Orășenesc Panciu, desfășurându-se și activitatea în compartimentul radiologie. Și mă bucur foarte mult că astăzi acest aparat funcționează în parametrii normali și, bineînțeles, putem veni în sprijinul tuturor pacienților, nu numai din orașul Panciu. Vreau să vă spun că aceste investiții, care au fost finanțate prin Programul Operațional Regional, nu numai că au reușit să vină în sprijinul pacienților, dar au venit și în sprijinul Spitalului Orășenesc Panciu, datorită faptului că poate oferi servicii medicale mai extinse, mai multe decât până acum, și, bineînțeles, servicii care sunt decontate de către Casa de Sănătate Județeană și care asigură veniturile Spitalului Orășenesc Panciu pentru funcționare, pentru partea de salarii și, bineînțeles, pentru partea de întreținere a Spitalului Orășenesc Panciu. O să-l rog pe domnul director să ne prezinte colectivul de medici pe fiecare secție în parte și, bineînțeles, cu această ocazie vom putea afla despre totalitatea serviciilor medicale care sunt oferite în cadrul Spitalului Orășenesc Panciu. Mulțumesc, domnul primar. Cred că cunoașteți faptul că odată cu înființarea compartimentului de gastroenterologie, la nivelul Spitalului Panciu se regăsesc 6 compartimente, împărțite astfel, compartimentul de interne cu 15 paturi, titular șef de compartiment este domnul doctor Vețeleanu Mihai, apoi compartimentul de cronici, cu 15 paturi avem un contract de colaborare cu domnul doctor Chila Cosni. Chila cum? Cosni. Cosni. Nu e român? Nu, este sirian. Apoi compartimentul de chirurgie în care avem tot așa 9 paturi, din care 2 paturi de supraveghere post-anestezică. Ia avem pe domnul doctor Blagoslov Gabriel, printr-un contract de colaborare, domnul doctor chirurg și domnul doctor Cumpănă Ion, anestezist. A angajat, a terminat rezidențiatul și s-a hotărât să rămână la spital la noi să își desfășoare activitatea. Începând cu 1 ianuarie 2019. Mă scuzați, domnul, este pâncean sau? Nu. Este moldovean. Cu familia mutată în județul Iași, au terminat facultatea de medicină la Iași și în urma examenului de rezidențiat s-a hotărât să vină să-și desfășoare activitatea ca și medic în orașul Panciu. Dumnealui a fost sprijinit de către primăria orașului Panciu, i-a fost acordată o locuință de serviciu și, bineînțeles, i s-au creat condițiile necesare pentru a locui aici și noi sperăm ca să-și întemeieze o familie și să rămână la Panciu. Tânăr, 34 de ani. Deci necăsătorit. Necăsătorit. Să rămână la Panciu. Stimați telespectatori, doamnele amatoare, da, să vină la Panciu, să-l cunoască pe domnul doctor. Mai departe, vă rog frumos, mai departe, compartimentul de gastroenterologie, doamna director medical Vasileu Claudia, compartiment cu 5-4-9 înființat. Compartiment de pediatrie, domnișoara doctor Ciupercă Jana. Compartiment de obstetrică ginecologie, domnul doctor Barcal Darviș. A dus tot așa, venit la noi și mulțumim și domnului primar pentru sprijin, i-a acordat tot așa o locuință de serviciu, domnul Barcal Darviș. Dumnealui a venit din iulie 2018 da. Și își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului de obstetrică ginecologie și vreau să vă spun că odată cu venirea dumnealui au
început să se înmulțească numărul de nașteri, numărul de nașteri la Panciu. Dacă până acum aveam în jur de 10-12 nașteri anuale, acum 50. Vreau să vă spun că de la sfârșitul, de la începutul lunii iulie 2018 până la sfârșitul anului 2018, deci timp de 6 luni de zile, am avut peste 50 de nașteri. Iată, cred că se bucură și cei de la Focșani, că îi mai scutiți pe ei de nu? V-au mulțumit, cred. E posibil, dar asta, deși numărul mare de pacienți și numărul mare de nașteri, la fel aduc foarte multe venituri, tot spitalul rășenesc Panciu. Asta este. Dar doamna doctor sau domnul doctor ginecolog, obstetrician, e adus de curând aici, da? De unde este? De unde locuiește? De la Cluj. Oho! Deci din Ardeal și-au venit la Panciu, ce frumos! Spuneți lucrurile astea, să vadă lumea ce tare sunteți, nu? Că să vii de la Cluj, din județul, mă rog, un județ de elită, să vii să te stabilești la Panciu, e un lucru nemaipomenit pentru dumneavoastră. Felicitări! La fel, i-ați dat casă? La fel, da. Omului, am dat casă? Făcut i-am dat o repartiție pentru locuința de serviciu și dumnealui s-a integrat foarte bine. Deja văd că socializează cu cetățenii din orașul Panciu, discută și ceea ce mă bucură cel mai mult e că dumnealui nu își termină programul la o anumită oră, chiar vine și în afara orelor de program și își desfășoară activitatea și își ajută colegii în alte spețe diferite apărute în spital. Da, e foarte frumos, n-are și cum, o să mai sunt câteva secții, nu, cu secțiile, cu compartimentele am terminat. E vorba de farmacia cu circuit închis. La vremea când am venit eu în iulie 2017 nu era autorizată. S-a angajat un farmacist șef, că altfel nu putea funcționa, am autorizat-o la Ministerul Sănătății. Și pe partea de laborator de analize, tot așa, s-a angajat o persoană tânără, o doctoriță tânără, doamna Dobrin Diana. Aveți deci și laborator de analize, da. Deci totul este, se poate... Da, ei, doamna doctor Dobrin Diana, colaborează foarte bine cu doamna doctor Nuța Cefălan, care și-a desfășurat activitatea până acum, aici, în cadrul Spitalului Rășinesc Panciu, bineînțeles și de acum încolo și desfășoară activitatea, dar având în vedere adresabilitatea către această secție, acest compartiment de analize medicale, am fost nevoiți să mai avem un cadru medical de specialitate. În speță am reușit să aducem un al doilea medic pe partea asta de analize medicale și, bineînțeles, mă bucur că există o colaborare și că toate lucrurile merg foarte bine la Spitalul Rășenesc Panciu și, bineînțeles, ne-am dorit și domnul director, domnul manager și eu să mai completăm această echipă care nu desfășoară în prezent activitatea aici, pentru că mai avem nevoie de un medic chirurg care să fie tot timpul prezent în Spitalul Rășinesc Panciu și să poată desfășura activitatea zilnic. Și pe viitor, deja ne-am gândit să mai investim în această parte de sănătate. Deja am depus la finanțare în luna octombrie 2018 un proiect în cadrul programului operațional regional 2014-2020, un proiect cu privire la înființarea unui compartiment RMN în cadrul Spitalului Rășenesc Panciu și, bineînțeles, a încă două noi secții de care spunem noi că au o adresabilitate pe această zonă, dar în momentul de față noi nu putem să oferim servicii medicale pentru că nu deținem aparatura necesară și bineînțeles nu avem nici medicii respectivi. Aici mă refer la o secție de cardiologie și o secție de reumatologie. Sperăm
ca în prima jumătate a acestui an acest proiect să fie declarat eligibil și să fie semnat contractul de finanțare. Asta pentru că văd că toate proiectele pe care le-am depus la finanțare în a doua jumătate a anului 2018 deja cu pași repezi au trecut de prima etapă și anume etapa de evaluare privind eligibilitatea și au intrat în etapa de evaluare tehnică financiară și așteptăm cu nerăbdare să se finalizeze toate aceste evaluări și să semnăm contractele de finanțare pentru a da drumul cât mai repede la aceste investiții. Bineînțeles, la nivelul Spitalului Roșenesc Panciu nu ne vom opri aici. Avem spre aprobare un proiect finanțat integral de la bugetul local care se referă la împrejmuirea unității spitalicești și, bineînțeles, refacerea curții interioare cu parcări, alei și să finalizăm ceea ce am început acum 2 ani de zile și anume asfaltarea întregii curți a Spitalului Roșenesc. În prezent ne-a mai rămas de asfaltat partea din spate care leagă camera de gardă cu intrarea dinspre stația de ambulanță a orașului Panciu. Toate astea le discutați probabil că împreună cu domnul director și le puneți pe hârtie și totuși, domnule director, care ar fi prioritățile din tot ce a spus domnul primar? Să dea Dumnezeu să deci, vă ajute să mulțumim faceți. Domnului primar pentru încrederea și sprijinul pe care le-a acordat și ne le va acorda în continuare. Toate sunt priorități, doamnă, pentru că pentru o mai bună desfășurare a activității, pentru o mai bună, eu știu, infrastructură. Pentru asigurarea căilor de acces, pentru asigurarea ordinii și pazei Spitalului Roșenesc Panciu. Aveți Spanciu. Pază permanentă la spital? Sunt anumite persoane care sunt încadrate pe aceste posturi pentru a oferi, să spunem așa, partea asta de siguranță. Bineînțeles, Spitalul Roșenesc Panciu este dotat cu camere de supraveghere, au un sistem intern, o rețea internă închisă în care se urmăresc. Așa, ne bucurăm că până acum nu au apărut probleme de acest gen la noi în spital, dar cel mai mult l-aș ruga pe domnul director să ne explice un pic despre modernizarea secției de cronici și despre mutarea ei într-o altă locație, pentru că anul acesta, unul din obiectivele dumnealui este să finalizeze această chestiune, această problemă. În programul de conformare al autorizației sanitare de funcționare, pe parcursul anului 2018 am reușit să rezolv cam 80% din acele punctele care erau trecute, respectiv compartimentul de sterilizare pentru care nu aveau circuite funcționale și am reușit să-l fac. Apoi, refacerea tuturor documentațiilor a compartimentelor care au suferit modificări de-a lungul timpului și care nu aveau documentații specifice depuse la DSP Vrancea. Și încă un punct pe care trebuie să-l rezolv anul acesta este reconfigurarea spațiilor unde funcționează în momentul de față compartimentul de interne și compartimentul de cronici. I-am propus domnului primar acest lucru, dumnealui a inițiat un proiect de HCL care a fost aprobat în Consiliul Local, iar compartimentul de cronici își va desfășura activitatea acolo unde a fost și și-a desfășurat mulți ani în urmă pe strada Mihai Viteazu numărul 2, parcă, da? Ieri am fost la DSP Vrancea și am obținut acordul de principiu pentru a face acest compartiment, a muta și a-l igieniza și a-l depune apoi spre autorizare. Deci, ca să fim un pic mai expliciți așa telespectatorilor, deci secția de cronici a Spitalului Roșenesc Panciu
va fi transferată, va fi mutată din actuala locație, și anume din cadrul Spitalului Orășenesc Panciu, în strada Mihai Viteazu numărul 2, acolo unde primăria orașului Panciu s-a desfășurat activitatea 5 ani de zile. Este vorba de spațiu de la etajul 1 al acestei clădiri, unde își va desfășura activitatea, credem noi, începând cu data de 1 iunie. Ați început deja, s-au început lucrările acolo? Nu, am luat autorizațiile de principiu de la Direcția de Sănătate Publică, domnul director a mers și a rezolvat aceste lucruri, urmând ca de la 1 martie să înceapă igienizarea și amenajarea spațiilor și, după cum v-am spus mai devreme, sperăm ca de la data de 1 iunie acest compartiment să funcționeze cu un număr de 15 paturi în acea locație. Eu mă bucur foarte mult pentru că vom reuși să mutăm această secție acolo, pentru că acolo, pe lângă această clădire, care a fost modernizată și în care și-a desfășurat activitatea primăria orașului Panciu, este și un minunat parc, care sperăm ca, odată cu mutarea Spitalului Orășenesc Panciu acolo, să fie mult mai vizibil și mult mai întreținut, pentru că de când ne-am mutat noi de acolo, cetățenii nu prea au mai păstrat, așa să spunem, curățenie acolo. Tot vorbind despre acest parc și despre această locație, deja anul trecut am reușit să modernizăm fântâna arteziană din acest parc, am reușit să modernizăm sistemul de iluminat din acest parc și acum, în această primăvară, vom reface un pic împrejmuirea parcului, gardul de jur împrejur, și, bineînțeles, vom încerca să aducem din nou acei suporți cu flori și în acea zonă, ca să schimbăm un pic peisajul și acolo și ca toți cei care vin și vor să își petreacă timpul liber în acest parc să se bucure și ei, să spunem așa, de o oază de lumină. Domnule primar, ați vorbit despre foarte, foarte multe investiții pe care vreți, despre foarte multe proiecte. Totuși, cu ce bani o să le faceți? Pentru că ce mulți bani despre proiectele pe care le-am discutat mai devreme, mare parte vor fi finanțate prin proiect european. V-am spus că am depus la finanțare acel proiect cu compartimentul RMN, cu secția de cardiologie, cu secția de reumatologie. De la bugetul local vor fi finanțate partea de împrejmuire și amenajare a curții interioare a Spitalului Orășenesc Panciu, iar mutarea secției de cronici de la Spitalul Orășenesc Panciu în locația din strada Mihai Viteazu va fi asigurată în integralitate din bugetul Spitalului Orășenesc Panciu, care, cu ajutorul domnului director și prin priceperea dumnealui, a reușit să facă mici economii lunare, care permit în momentul de față acoperirea cheltuielilor cu mutarea acestei secții de cronici de la spital la fostul sediu al primăriei din Mihai Viteazul numărul 2. Iar partea de investiții care se va face acolo în amenajarea teritoriului, amenajarea parcului, toate aceste sume sunt la fel de la bugetul local. Domnule director, relația cu Casa de Asigurări de Sănătate, care este? Vi se dau banii la timp? Da, foarte bună. Relația este foarte bună. Banii la timp. Important e tu ca spital și ca manager să reușești să atragi și să oferi servicii medicale de foarte bună calitate ca să poți să obții acei bani de la casa. Da. Dar spunea domnul primar că din economiile noastre, din ce faceți aceste economii? Care sunt sursele de venituri ale spitalului? Surse, pe lângă cele care sunt acordate de către casă, mai sunt și servicii medicale pe care le acord cu bani, cum s-ar zice, cu bani, servicii medicale la cerere, atât analize medicale pentru persoane neasigurate, cât și investigații la CT, la mamograf, la osteo, pentru persoane neasigurate și la cerere.
Dumneavoastră sunteți economist de profesie, da. Deci vă pricepeți să faceți socotele așa la sânge, cum se spune. Da. Domnule director, în ceea ce privește hrana bolnavilor, hrana... pentru că e problemă, mulți, nu la dumneavoastră e problemă, e problemă la noi, la spitale. La noi nu este problemă, hrana este verificată îndeaproape, este un program pe care se desfășoară săptămânal. Nu avem probleme în privința nici a hrănii bolnavilor, nici a medicamentelor. Toate, la fiecare raport de gardă, întreb pe fiecare medic în parte de probleme, de necesități și încercăm pe cât posibil și așa să nu existe aceste lacune în spitalul nostru. Vreau să mai adaug încă o chestie foarte importantă pe care o să o realizez. Deja am demarat procedura. O să fac sus la compartimentul de obstetrică ginecologie, o să reorganizez maternitatea și o să realizez două saloane de grooming in, mama și copilul. Da. Deja am obținut acordul de principiu de la DSP, tot ieri când am fost și am discutat. Am demarat această procedură. O să trebuiască să fac o igienizare, să mai pun niște linoleum, să... Este un pic de treabă de dărâmat, dar nu avem ce să facem. La fel, m-am apucat aproximativ, anul trecut, în martie, am avut un control în Crucișa de la DSP și spitalul fiind de natură pavilionară și oarecum au fost construite din vechi niște nișe în care erau puse caloriferele, neavând posibilitatea să faci dezinfecție în spatele dezinfecție, da, în spatele lor, a trebuit să dărâm toate nișele respective pentru a... Ați montat alte calorifere? Nu. Repoziționat, deci tot ceea ce ține sau ce a ținut de instalație termică a trebuit să se refacă și să repoziționeze, pentru că aveau această problemă cu igienizarea anumitor spații care erau mai mult închise, acoperite de calorifere. Și bineînțeles o să-l mai rog pe domnul director să ne povestească un pic și despre instalația de gaze. În cadrul spitalului avem instalație de gaze. Pe spital sunt două cazane mari cu care asigurăm căldura atât a personalului cât și a pacienților. Iar pe partea de ambulatoriu integrat sunt două centrale termice pentru locația mai gen de apartament. Pentru locațiile mai restrânse, din compartimentul tomograf și din compartimentul ambulatoriu. Dar, bineînțeles, vreau să vă spun că partea asta de funcționare a Spitalului Orășenesc, tot ce ține de energie termică, apă, canal, gunoi menajer, partea asta de alimentară, de bloc alimentar, parte de farmacie. Eu mă bucur foarte mult că se pot acoperi aceste cheltuieli. Și Spitalul Orășenesc, din veniturile, din sumele pe care le are contractate cu casa, bineînțeles, ele sunt împărțite pe cheltuieli de funcționare, pe cheltuieli de dezvoltare, pe alte tipuri de cheltuieli și mă bucur că pot acoperi și zilnic se oferă hrană proaspătă pacienților, se oferă medicamentația necesară în funcție de tratamentul pe care necesită fiecare bolnav și bineînțeles și partea asta administrativă că se asigură pe perioada iernii a căldurii. Bineînțeles, își reușesc să-și acopere aceste cheltuieli cu partea de apă, canal, gunoi menajer. Și domnul director a omis aici să ne spună despre acea mică investiție pe care a reușit să o realizeze tot din bugetul Spitalului Orășenesc Panciu, și anume cu gazele specifice. Suntem în curs de realizare a sistemului de alimentare cu gaze medicinale și vacuum. Proiectul deja a fost inițiat, cât de curând, cam în două luni, o să putem să avem gaze medicinale atât pe sala de chirurgie, cât și sus la compartimentul de gastroenterologie.
Ce înseamnă gaze medicinale? Lumea nu știe. Oxigen. Oxigen, gaze medicinale. Deci oxigenul ăla care se pune pe nasul bolnavului, da, la nivelul spitalului Rășenesc Panciu nu exista o rețea cu o centrală specifică pentru asigurarea acestor gaze medicinale. Ele erau asigurate prin alte tipuri de... Prin oxigenatoare mobile. Care se mutau. Iar din... acum, prin această investiție, aceste gaze medicinale vor fi aduse atât în sala de operații, cât și în compartimentul de gastro, pentru că de chirurgie se pot face, acum având și medic anestezist, se pot face intervenții, de exemplu, colonoscopii și... Se fac colonoscopii aici colonoscopii la și endoscopii, da, cu sedare. Este o operație foarte dificilă, această colonoscopie. N-am știut, uite, acum știu și telespectatorii. În compartimentul de gastroenterologie. Da, dar, da, doamna doctor, doamna doctor Vasilescu. Da, Vasiliu, da. Da. Dar acum, ceva nou, așa, aceste colonoscopii se pot face cu sedare. Adică pacientul se făceau doar local, și dar acum se poate face cu sedare, cu mini sedare, da, de 10-15 minute, în funcție, domnul doctor știe cel mai bine cum anestezistul, da. Da. Chiar am avut am început deja un caz săptămâna trecută, am făcut, a fost după aia supravegheată pacienta respectivă, s-a trezit, a fost foarte bine. Și acum e acasă, bine, mersi. Da, bineînțeles. Domnule director, în ceea ce văd și eu, că vă uitați dumneavoastră la știri, toate spitalele se pare că sunt contaminate, că pleci în spital, te duci, te tratezi de o boală și vii cu microbul. Ați avut probleme de genul ăsta în spital? Nu am avut probleme, ținând cont și de doamna ministra sănătății, a dat acea epidemie de gripă, spitalul nostru a luat toate măsurile necesare, împreună cu DSP-ul. Am interzis accesul vizitatorilor în cadrul spitalului. Am asigurat tot ce este necesar pentru a preîntâmpina apariția virusului gripal, iar oricum medicii care acordă și au linia aceea de gardă trebuie să, în cazul în care depistează, trebuie să trimită mai departe la secția de contagioase. Dar nu e vorba numai de gripă, sunt probleme de microb care se pare că nu sunt în diverse spitale. Nu avem probleme, pentru că suntem și foarte dotați pe partea de dezinfectanți și tot ce înseamnă. Avem și medic epidemiolog, igienist, care se ocupă de aproape de acest compartiment IAME. Infecții asociate asistenței medicale. Se pare că aveți aproape tot ce vă trebuie. Totuși, ce proiecte mai aveți dumneavoastră împreună cu domnul primar? Și îmi face plăcere să văd că aveți o colaborare foarte bună, că vă sfătuiți, că luați deciziile împreună, că primarul vă ajută cu tot ce poate și slavă Domnului, v-a ajutat. Adică spitalul din Panciu e unul, și o spun cu tot simțul de răspundere, Spitalul din Panciu este unul dintre spitalele de referință din țară. Este un spital foarte bine dotat și iată, era deficitar la capitolul medici, se pare că și problema asta aproape s-a rezolvat. Ce medici v-ar mai trebui totuși? Un medic chirurg ne-a mai trebuit și... Un medic cardiolog, reumatolog, un medic internist. Exact, un medic internist, cum spune și domnul director, vă dați seama că partea asta de chirurgie și de interne este, deci o să avem nevoie de acești doi medici pe termen mediu. Pe un termen mai lung și, bineînțeles, cu această ocazie sper să ne audă exact persoanele care urmează acolo, în perioada următoare, să-și finalizeze studiile. Este vorba de un medic cardiolog și un medic reumatolog, care, cu siguranță, la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021, vor putea veni și lucra cu noile echipamente din cele două secții pe care vrem să le înființăm, cardiologie și reumatologie. Și știți ce vă rog?
Așa, ca să subliniem tot ce ați spus, mai spuneți odată, ori dumneavoastră, ori luați dumneavoastră, domnul primar, hotărârea, cine să spună, ce aparatură aveți aici la Panciu. Mai spuneți odată, pentru că unora nu le vine să creadă că la Spitalul Panciu există asemenea aparate. Deci, o să începem cu cel mai important aparat care îl deține Spitalul Orășenesc Panciu, și anume computerul tomograf. Avem tot pe această secție, să spunem așa, avem ecograf 4D, de asemenea mai avem două ecografe mobile care desfășoară secțiile, asigură partea asta medicală în secții. După aia mergem pe partea de radiologie, unde avem un aparat radiologic nou, de 2 ani de zile funcționează. Avem echipamente de specialitate noi în cadrul secției de chirurgie. De asemenea, avem stație de sterilizare nouă, care a fost pusă în funcțiune, iar acum i-au fost create și circuiturile circuitul funcțional complet. De asemenea, pe partea de ambulatoriu mai avem mamograful, osteodensimetru, colonoscopul, gastroscop, aveți de toate. Colonoscopul, gastroscopul. Și vă dați seama, inclusiv la partea de analize medicale, acolo la fel este aparat de hematologie, aparat de biochimie, iar de curând, în cadrul secției de pediatrie neonatologie, a fost dotat Spitalul Orășenesc Panciu cu un aparat de tip de depistare a deficienței de auz. La nou-născuți. Este aici, la nou-născuți, finanțat de către Ministerul Sănătății și 10% de către Consiliul Local Panciu. Domnule, mă bucur foarte mult că am venit astăzi aici, pentru că chiar le-ați dat niște vești foarte, foarte bune telespectatorilor noștri. Eu sunt mândră că locuiesc în Vrancea, pentru că avem oameni foarte destoinici. Iată, Spitalul de la Panciu este un spital de top. Și nu cred că a ajuns așa dacă oamenii ar fi stat degeaba. Sau au muncit, au făcut fel de fel de socotel care nu cred că au fost chiar ușoare și uite s-a ajuns la ce s-a ajuns. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule director, și a dumneavoastră, domnule primar, o să mergem să filmăm și noi un pic în spital ca să le arătăm telespectatorilor că tot ce am spus este real. Nu desenez eu. Că nu exact știu. Asta vroiam să vă propun și eu, ca nu înainte să ne despărțim, să mergem împreună în câteva secții ale Spitalului Orășenesc și să vedem cu ochii noștri că tot ceea ce am discutat noi acum este real, este palpabil și, bineînțeles, noi nu ne dorim ca să ajungem în Spitalul Panciu sau, mă rog, în orice alt spital. Ne dorim să fim cu toții sănătoși, dar, cu asta siguranță, noi, prin activitatea pe care o desfășurăm, ne venim în întâmpinarea cetățenilor și ne dorim oferirea de servicii medicale eficiente și de calitate aici, la noi, în oraș, pentru ca cetățeanul să nu trebuiască să mai parcurgă distanțe și să cheltuiască și, alți bani pentru a ajunge în alte localități pentru a se trata. Domnule director, vă mulțumesc. Felicitări. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Urez o seară plăcută tuturor telespectatorilor și cu siguranță ne vom reîntâlni luna viitoare și să discutăm despre alte subiecte tot așa de interes de la noi din oraș. Felicitări, la revedere. La revedere, stimați telespectatori. Suntem în cabinetul domnului doctor Darviș Barcal, am ținut minte, medic obstetrician și ginecolog. Domnul despre care vorbeau în emisiune atât domnul primar cât și domnul director al spitalului, venit de la Cluj. Da, am venit de la Cluj, dar domnul este sirian, dar stabilit în România. Am stabilit în România și am venit, am găsit post de muncă și acum lucrez, mulțumit tare mult aici și mergem bine treaba aici. Vă merge bine și felicitări că am înțeles de când ați venit dumneavoastră a crescut numărul de nașteri aici. Păi așa spune și domnul primar că a crescut numărul nașterilor aici și sunt mulțumite și atât gravidele și
Pacientele ginecopate. Da. Sunt multe paciente? Sunt multe paciente, sunt multe, da. Paciente. Am suficiente, da. Și ați găsit condiții bune aici? Foarte bune am găsit foarte condiții. Bune. Spitalul este foarte curat, aranjat bine, sunt mulțumit eu aici. Eu vă mulțumesc pentru cele două minute pe care ni le-ați acordat și cu permisiunea dumneavoastră, altă dată vreau să stăm mai mult de vorbă, dacă o să aveți timp. Cu mare plăcere. Toate cele bune, vă mulțumesc frumos. Numai bine. Suntem în secția de pediatrie, unde doamna doctor Ciupercă, Jana. Doamna Jana Ciupercă, pe care am cunoscut-o la Mărășești când erați director acolo. Da, așa este, așa este. Acum sunteți șefa acestei secții. Da. Doamnă, cum vi se pare? Aveți tot ce vă trebuie aici? Avem tot ce ne trebuie, și căldură, și medicamente, și copii frumoși, și de toate alea. Și știu că acești copii se bucură de o asistență medicală foarte bună. Așa să spunem și noi, da. Având toate condițiile, atunci și asistența medicală este de calitate. Păi da, îmi place că arată această secție de pediatrie ca o grădiniță aproape. Este veselă, da. Este avem veselă. Și cameră de joacă pentru copii, încât să deconectează copiii în timp. Care sunt în convalescență. Care sunt în convalescență, da. Da, îi facem cu programare, ca să nu ia contact unul cu altul. Vă mulțumesc mult, doamna doctor. Mulțumim și toate noi. Cele bune. Am venit la doamna doctor Claudia Vasiliu ca să o revedem, pentru că noi am făcut o emisiune întreagă în momentul în care s-a dat în funcțiune această secție de gastroenterologie și am venit să o întreb cum merge această secție. Bună seara, bine vă am regăsit. Bună seara, bine ați venit din nou la noi, vă așteptăm mereu cu drag. Ce să vă zic, merge bine, am început să facem internări, atât spitalizări normale pe durata 4-5 zile, cât și spitalizări de zi, în funcție de particularitățile fiecărui pacient, de diagnostic, de vârstă. Suntem bine și ne dorim să fim și mai bine. Sunteți mulțumite de tot ce aveți aici? Da, nu, deci am un mare sprijin în persoana domnului manager și a domnului primar, care ne ajută din punctul ăsta de vedere. Actualmente se desfășoară chiar, o să îmbunătățim și pe alte compartimente, se fac niște lucrări momentan în compartimentul de obstetrică ginecologie, se fac niște renovări, adică... Știu că ni le-a povestit... Da. Iar aici la noi avem 5 paturi pentru spitalizare în regim normal, așa, și 2 paturi pentru un regim de spitalizare de zi. Eu vă mulțumesc foarte mult, mai venim pe aici. Destimați telespectatori, tot ce v-am spus v-am demonstrat prin imagini și prin prezența acestor medici de excepție care funcționează aici la spitalul de la Panciu. La revedere!